Acțiune de salvare a unui grup de migranți pe Marea Neagră, o navă maritimă de supraveghere a frontierei externe a Uniunii Europene aflată în misiune, a detectat vineri dimineață o embarcațiune la o distanță de circa 40 de kilometri est de Vama Veche. Ulterior, nava Gărzi de coastă a interceptat un pescador din lemn neinscripționat și fără pavilion arborat, la bordul căruia a fost observat un număr mare de persoane. După interceptarea pescadorului, misiunea Poliției de Frontieră a devenit o acțiune de salvare a vieții omenești pe mare. Echipele de salvare au constatat că embarcațiunea pe care se aflau 47 de migranți, printre care femei și copii, avea o stare precară. Era supraaglomerată, nu era echipată cu mijloace de comunicații și nici cu mijloace de salvare colective și individuale. Persoanele aflate la bord erau practic în pericol. Pescadorul a fost dus în portul Constanța, iar persoanele găsite pe navă care intenționau să intre ilegal pe teritoriul țării noastre au fost preluate de polițiștii de frontieră pentru continuarea cercetărilor.